Bună ziua, dragi elevi! Bine ați venit la o nouă lecție virtuală de limbă și literatură română cu Inga Panainte. Toată noaptea fulgușorii pe la geamuri au roit, lăsându-ne câteva sarcini de îndeplinit. Prima sarcină, dragii mei, lăsată de fulgușori, este să citim următorul dialog. Ce brad drăguț și înalt ne-a dus bunicul! Să-l împodobim cu globuri și roșii și galbene! În noaptea asta vine moșul cel bun și darnic. El nu se teme de gerul cumplit și nemilos? O altă sarcină lăsată de fulgușori este să răspundem la întrebări. Ce cuvinte care arată însușiri ați descoperit în dialog? Deci, cu siguranță, în acest dialog am descoperit următoarele cuvinte însușiri: drăguț, înalt, bun, darnic, roșii, galbene, cumplit și nemilos. Spuneți-vă rog, dar pe lângă ce substantive stau aceste cuvinte însușiri? Așadar, cuvintele însușiri drăguț și înalt stă pe lângă substantivul brad. Cuvintele însușiri bun și darnic stă pe lângă substantivul moșul. Iar cuvintele însușiri roșii și galbene stă pe lângă substantivul globuri. Și cuvintele însușiri cumplit și nemilos stă pe lângă substantivul gerul. Dragii elevi, ce am observat? Sunt sigură că ați observat că pe lângă substantive pot sta și cuvinte însușiri. Aceste cuvinte însușiri îmbogățesc și înfrumusețează exprimarea. Vă propun să renunțăm la cuvintele însușiri din dialog. Ce brad ne-a dus bunelul? Să-l împodobim cu globuri. În noaptea asta vine moșul. El nu se teme de ger? Ce ați constatat? Ați constatat cu siguranță că lipsa cuvintelor însușiri fac propoziția mai săracă. De aceea vă îndemn că atunci când alcătuiți propoziții, folosiți cuvintele însușiri pentru a face propozițiile mai bogate, mai frumoase. În continuare, vă propun să rețineți că orice cuvânt este o parte a vorbirii noastre. Și partea de vorbire care arată însușirea unui substantiv se numește adjectiv. Însușirile se pot referi la culoare, la formă, la gust, la mărime, la miros, trăsături fizice, cât și trăsături morale. În continuare, vă propun să realizăm corespondențe între substantivele ilustrate și adjectivele potrivite. Furnică, ce fel de furnică? Harnică. Lalele, ce fel de lalele? Galbene. Lup, ce fel de lup? Hapsân. Vulpe, ce fel de vulpe? Șireată. Brad, ce fel de brad? Înalt. Copii, ce fel de copii? Veseli. Minunat! Dragi elevi, lecția trecută am studiat poezia Iarna de Vasile Alexandri. Să identificăm în textul dat adjectivele pentru substantivele evidențiate. Iarnă, ce fel de iarnă? Cumplită. Troiene, ce fel de troiene? Călătoare. Fluturi, ce fel de fluturi? Albi. Umeri, ce fel de umeri? Dalbi. Zale, ce fel de zale? Argintie. Țară, ce fel de țară?
Mândră. Soare. Ce fel de soare? Rotund și palid. Ani. Ce fel de ani? Trecători. Sanie. Ce fel de sanie? Ușoară. Văzduh. Ce fel de văzduh? Voios. Să formăm în continuare, dragii mei, adjective din următoarele substantive. Portocală, substantivul portocală, îl transformăm în adjectivul portocaliu. Frică, fricos. Bucurie, bucuros. Argint, argintiu. Fericire, fericit. Și prieten, prietenos. Nu uitați, exprimarea este mai bogată și mai frumoasă când folosești adjective. Adjectivul este parte de vorbire care arată însușirea unui substantiv. Vă mulțumesc mult, vă îmbrățișez cu drag, până la noi întâlniri! Sfârșitul lecției numărul 2.